Puteți să observați și în perimetrul superior, în zona fortificată, modernitatea prin prisma culorilor. Da. Foarte puternice culorile. Însă eu văd ca un compromis necesar în ideea în care putem vedea, de exemplu, clădirea verde. Da, este foarte întreținută. Cea din stânga. Și atunci putem fi de acord cu compromisul. Băi, am folosit o culoare cam... Dar uitați-vă și inclusiv la nivel de ferestre. Sunt exact ce trebuie. Vedeți, prin structura efectivă nu s-a modificat nimic. Și atunci putem considera că culoarea este un compromis exact acceptabil, să spunem așa. Continuăm aici pe o zonă și cu un colț foarte frumos. Servus! Foarte multă lume trece. Pare că acum deja am ajuns într-o zonă în care oamenii locuiesc aici. Sunt încă chestii comerciale. Etaj, dar mergem. Aha, în 2-3 minute ajungem zona locuită. Aici pe stânga avem un întreg aliniament. Aici a existat o biserică. Da. Până la momentul celebrului incendiu menționat. Aici, da. Biserica veche. Este întreg perimetru până la nivelul ăsta ars tot. Ok. Singurul perimetru care a scăpat este de aici în sus. Da. Pentru că nu existau aliniamente continue. Și atunci focul nu s-a mai întins. Da. După incendiu nu s-a mai restaurat această biserică, existând deja numeroase biserici în oraș. Și a rămas locul, așa se știe, la ruine sau la capelă. Dar, de fapt, dacă vă uitați la dimensiune și vă uitați la contraforți, astea sunt contraforți, da, de la nivelul scărilor și până aici a fost biserică, este structurată biserică. Da. Are importanța ei în multiconfesionalitatea Transilvaniei. A fost o ședință importantă între un principe al Transilvaniei, Zapoia, un cardinal catolic, Martinuzzi, și un reformator protestant slovac, Shontai. Și aici au fost diverse dezbateri în perioada când s-a trecut la schimbarea identității confesionale. A fost un proces care nu a fost instantaneu, dar care pune Transilvania într-o lumină foarte interesantă. N-am avut niciodată război religios între diversele confesiuni. Acum să nu vă imaginați că a fost o iubire, nu. Dar au învățat să se respecte reciproc. Și din epoca respectivă, odată și cu venirea austriecilor, cu apariția Bisericii Unite, greco-catolice, a existat diversitatea asta. Da, avem... Ne taie YouTube-ul, da, sunetul. Așa. Acum o să mergem, nu urcăm imediat pe scări. Așa, cele de pe stânga, ca să nu vă, care au o poveste. Ca să nu vă stric așa feng shui-ul. Da, trebuie să știți, așa, numai menționate și să revenim la ele. Revenim, da. Zilnic, profesorii și elevii le folosesc. Ah, bun. Pentru că este liceu sus. Da. Okay. Așa, ca să aveți ordine de mărime, funcționează organizat ca și liceu din 1607. Fără întrerupere. Ok. Asta înseamnă elevii și profesorii și în ziua de astăzi, ca să ajungă la școală, ai, ca să folosim un pic de latină, un obolus. Obolus este o ofrandă. Deci trebuie să te sacrifici să urci scările, ca să te educi, da, zilnic. Da. Și să ajungi sus și să constați că ai uitat ceva acasă și să te întorci înapoi și să mai urci odată. O să revenim, dar vreau să vă arăt colțul locuit și să vedem un pic, dacă avem noroc, să vedem un turn pe interior. Aici, de fapt, intrăm într-o zonă... nu pot să cred... Lasă un pic mai jos camera. Super. Suntem într-o parte de anotimp unde nu este așa de vizibil, dar totuși aici avem un colț foarte frumos. Astea sunt cel puțin trei proprietăți, da, care îmbină într-un mod fericit ideea de mică afacere de familie, da, cu ideea de locuință. Da? Da. De exemplu, în casa asta se locuiește,
Da? Da. Și au un mic atelier, adică un mic, pentru că unul dintre membrii și face multe elemente de artizanat care le vând, au și micul magazin. Dar, uitați-vă la detaliu, cât de îngrijită este casa, ferestrele, intrarea. Pe măsură ce temperatura o să permită, o să vedeți aici dacă veniți, de exemplu, înainte de Paști, flori. Da. Aici la fel e același lucru. Casă, casă veche, uitați-vă la structură. Da? Da. Piatră, deci clar, neregulat. Piatră, lemn. Piatră, lemn. Aici, de exemplu, familia oferă camere spre închiriat. Da. Dar locuiesc aici. Uitați-vă, aici e plin de flori. Dacă veniți peste două luni, o să fie... Și uitați-vă la nivel de detaliu cât este de curat. Da. Ce înseamnă? Păi, ieși și îți mături. Nu aștept să vină primarul să... Bună ziua, să-ți măture. Să faci tu curățenie, că tu trăiești aici. Și asta înseamnă ideea. Asta e un colț, așa, de exemplu. Ce înseamnă să fie locuit? Da, din păcate avem și un exemplu negativ. Da? De întreținut. Dar unde locuiești, e întreținut. Da? Vedeți, acolo au reparat. Și înainte de Paști, că regula cam așa e. Când acolo se apropie jos. Paștele, da. Se dă și eu cu vopsea frumos. Să fie frumos. Da. Așa este cutuma. Și asta e un exemplu pozitiv din unde simbioza asta funcționează de ani de zile. Pentru că locuiești, ai un mic venit dintr-o anumită chestiune și cumva trăiești păstrând mediul și habitatul în care ești. Este așa un caz fericit. Toate trei construcțiile fiind construcții vechi de cel puțin 400 de ani. Ca vechime. Da. Vedeți modelul arhitectural, piatră cu lemn. Da. Lucru mai rar ulterior, pentru că, din nou, predispusă la incendiu. Și aici, așa. Aici a rămas numai piatră. Da. Din nou, un element specific a construcției vechi. Uitați-vă fereastra. Da. Zidul cât de gros e acolo. Da. Și uitați-vă cât de mică este forma ferestrei și cât de mică este forma sticlei. Da. Pentru că nu exista posibilitatea să ai sticlă trasă. De asta vitralile celebrelor catedrale catolice sunt rotunde. Pentru că să rămână, se sufla sticla și se tăia. Da. Și atunci era rotundă. Da. Ulterior, odată cu tehnica evoluției industrializării și așa, a apărut sticla trasă. Este multe cartiere care păstrează denumirea. De exemplu, vă dau un exemplu, zonă deosebit de dezvoltată cu sticlărie în proximitatea Brașovului, la Râșnov, de exemplu, până ziua de astăzi se folosește la glejărie. Da? Un cartier unde se făcea denumirea populară a sticlei, glajă. Da. Și o să continuăm pe aici să încerc să văd dacă găsim o soluție să intrăm într-un turn. Da? Și aici vedeți plusuri și minusuri. În general, unde aveți închise obloanele, da. Înseamnă că nu locuiește. Da. Este ceva proprietar, vedeți, este întreținută, este ok, da. Dar permanent nu locuiește nimeni. Unde sunt deschise, deja vă imaginați că avem pe cineva care locuiește și care cât de cât menține structura. Aici avem un colț foarte interesant. Odată cu dispariția, cum să vă spun eu, deselor atacuri, odată cu stabilitatea austriacă, care Pax Austriane au venit, serviciul militar, n-a mai fost nevoie de bresle, etc., etc., s-a deschis o poartă. Așa, uite acolo. O poartă secundară, care în traducere liberă se numește portița. Da. Asta n-a existat în epoca medievală. De ce? Că nu puteai să o aperi. Da. Însă cumva simbolic între turnul măcelarilor și turnul cojocarilor, portița a avut un scop bine definit vreo două secole. Accesul animalelor. Da. Da? Pentru că chiar dacă am fost un spațiu limitat, mai existau familii care creșteau animale. Da? Și care trebuiau să fie mutate. Existau reguli. Dacă ai un animal, trebuie să curezi după el. Nu poți să lași strada publică. Cine? Acolo nu lasă că vine angajatul primăriei. Nu, nu, nu. Tot?
Are cineva vacă, da. Și dacă vedem, păi, de ce nu curățat? Da. Și atunci a apărut ideea asta practică pentru a nu folosi accesele principale, deschiderea portiței, törle, da? Tor înseamnă poartă, törle este un diminutiv. Da. Și deschiderea unui nou punct de acces în zona cetății, mai ales prin prisma faptului că aici toate au fost locuințe. Da? Și vedeți din nou diverse forme, diverse culori, da? Uitați-vă, vedeți aliniamentul. Ce formă are. Da. Este totul din piatră. Uitați-vă aici. Toate clădirile sunt vechi și poartă amprenta asta. Și este zona, nu toate casele, dar, de exemplu, asta e locuită, asta e locuită permanent. Aici este tot timpul cineva. Puteți să vedeți efectiv și prin prisma autovehiculelor care sunt aici. Și este un colț liniștit. Nu este comercial. Da. Nu se întâmplă lucrurile ca pe strada principală. Este partea liniștită și zona aia unde, cum v-am spus, cam 200 de oameni trăiesc permanent aici și uitați-vă ce e aici, da, unde se locuiește, uitați-vă cât e de întreținută casa, vopsită, aranjată, curățată, frumos. Da, administrația se chinuie să repare pavajul. Pavajul e nou și un pic contrapie cu ce este, că nu a existat așa un pavaj. Da. Un pavaj original era altfel făcut, asta e piatră de râu, da. Se încearcă cât de cât păstrarea. Bun, am ajuns într-un loc foarte interesant. Da. Schimbăm un pic registru, trecem de la arhitectură civilă la arhitectură militară. Și suntem într-un spațiu care, din punct de vedere militar, a însemnat evoluția tehnicii militare și ajungerea la tunuri cu anumit grad de precizie, deși precizia putem discuta despre tunuri ca și la glonț secolul XIX. Au realizat membrii comunității că datorită sistemului de tragere cu recul, orice armă de foc are un recul, se poate distruge zidul. Da. Și suntem într-un spațiu care generic se numește bastion de artilerie. În punctele cheie, din punct de vedere strategic, pentru apărarea orașului, forma de zid și de turn a fost continuată printr-un spațiu dedicat, un aliniament secundar de zid. Astăzi îl vedeți la o anumită înălțime, dar să știți că nu a fost la înălțimea respectivă. Dintr-un motiv foarte simplu, uitați-vă cât de joase sunt gurile de tragere. Da. Vedeți în structura specifică a turnului, aveți guri de tragere. Cu cât sunt mai joase, sunt mai înguste, pentru ca inamicul să nu poată... Și cu cât sunt mai înalte, sunt mai deschise. Da. Da? Atunci, în pozițiile care asigurau suficientă vizibilitate și foc asupra inamicului, s-a construit asemenea structură de zid secundar, cu o formă circulară, semicirculară, iar tunurile au fost așezate în fața zidului principal. De ce? Reculul pe un zid principal ar fi distrus zidul principal. Da. Vedeți, acesta este tunul măcelarilor și aliniamentul de zid vechi care urcă în registrul superior și întregul ansamblu în modul în care îl vedeți aici. Partea bună este că în ultimii ani, cu ajutorul Fundației Mihai Eminescu Trust, a fost restaurat în totalitate. Și ceea ce vedeți este, de fapt, un spațiu cultural care se va vrea un spațiu unde să aibă loc mini-concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, pentru a revigora un pic ideea când aveam orchestre simfonică, când aveam fanfară și așa mai departe. Am avut 5 asemenea bastioane, se mai păstrează, ăsta este în cea mai bună condiție, pentru că a fost restaurat interior, exterior, puteți să vedeți aliniamentele la zid, a fost ridicat la un nivel. Inițial, dacă stăm să ne gândim și pre modelul constructiv, vedeți că asta a fost adăugată, el de fapt fiind mai jos. Și atunci, restaurându-l, poți să-i dai o nouă identitate, poți să-i asiguri continuitate. O să urcăm și în turn și să vedeți exact cum ce însemna un turn de apărare. Vedeți, este doar o formă relativ simplă. Mai multe laturi, nu a existat o regulă când s-au construit. Totdeauna i-au adaptat necesităților de la momentul respectiv. De asta zic că nu a existat un plan urbanistic. Băi, câte turnuri facem? Atâtea? Ce formă trebuie să aibă? Ce înălțime? Nu. Ele s-au adaptat în situ, la structura care era nevoie. Vedeți, cu multe laturi, însemnând multe guri de tragere, pentru a asigura partea de apărare. Da, și este un caz fericit. Practic, la momentul actual, aceste două turnuri pot fi vizitate pe interior.
fiind amenajate și prezentând siguranță. Excepție turnul cu ceas, care v-am spus și ca denumire, este cumva separat. Toate celelalte turnuri au fost denumite după breaslă și au avut un scop strict militar. Turnul cu ceas, servind 200 de ani și ca primărie, de atunci scopurile s-au modificat și datorită familiei Bacon, de 130 de ani aproximativ, funcționează muzeul pe verticală. Da. Însă foarte multe din celelalte turnuri stau, din păcate, paragină. În afara turnului cu ceas mai sunt 8 turnuri care stau în picioare. Din astea 8, astea 2 și o să urcăm acum în turnul măcelarilor să vedem un pic ce știu. Practic aici suntem în interiorul unui turn, după cum o puteți observa, nici poveste să avem un spațiu super suficient, super mare, super așa. Este strict delimitat la zonă de tragere. Avem și niște elemente interesante, că tot am povestit despre dangale. Uitați-vă, astea sunt dangalele. Da? Astea sunt pentru a însemna vitele fiecărei comunități. Da? Fiecare sat avea semnul ei. Este celebră o poveste cu... Acum nu ne face cinste sighișorenilor, dar pot să spun. Perioada luptelor, să spunem în jurul anului 1600, Mihai Viteazul și așa mai departe, comunitatea din Cincu trimite întreaga cireadă de vaci pentru a nu fi, pentru a nu o pierde. Sighișorenii jmecheri consideră că, bă, ce să le mai dăm înapoi? Ne facem că plouă, s-a pierdut. Dar atenție, neputând să o vândă, pentru că erau marcate, da? Iar toamna, când nu a avut suficient nutreț, le-au dat-o înapoi. Zic, mă, luați-o, că nu mai putem să o întreținem. Da? Asta un pic raportat de ce se întâmpla în epoca respectivă. Da? Și vedeți, practic fiecare sat în Transilvania a avut. Să știți că și în etimologia numelor românești, eu am întâlnit familii numite Dângulea, de la Danga. Ok. Da, și este partea de bază și practic fiecare turn are diverse nivele. O să urcăm etaj cu etaj și o să vedeți că fiecare nivel are gur de tragere. Ok. Până la registru superior. Aveți un pic grijă cu inclinația scărilor. La fel, și turnul a beneficiat de lucrări ample de restaurare, inclusiv cu partea asta de accesibilitate. După cum puteți vedea, scările și așa mai departe, toate sunt noi, pentru că nu s-au mai păstrat cele vechi. Și vedeți și dimensiunea unei guri de tragere, pe măsură ce urcăm în sus, o să vedeți că zidul este din ce în ce mai subțire, o bază solidă, în partea inferioară, da? Vedeți, cu un unghi ascuțit, lăsând spațiu aici să poți să folosești arma care o folosești la momentul respectiv, da? Și îngustându-se în exterior, ca inamicul să nu te poată lovi. Să mai urcăm. Puteți să vedeți și o parte a structurii vechi. O vedeți cu grinzile vechi, nu toate sunt noi. Ce a putut fi menținut s-a păstrat, nu s-a modificat. O să vedeți un element foarte interesant. Suntem la etajul ăsta sau la următorul? A, deja aici, da. Ce simțiți la picioare? Moale. Da? Și ce puteți să vedeți? Da. De ce credeți că e așa? Pentru incendiu. Pentru că nisipul nu arde. Și atunci structura e acoperită pentru a evita incendiile. Da. Gândiți-vă cât de practic au trebuit să gândească, da? Vedeți și aici exact aceleași modele, cu deschideri pe toate laturile exterioare, pentru a ține atât printr-un foc paralel cu zidul principal, da? Vedeți ideea de a avea deschidere. Puteți să vedeți, puteți să trageți direct în inamic, inamicul care încearcă să atace zidul. Și practic apărătorul trage paralel cu zidul de incintă. Prin faptul că construcția este în exterior, asigură diferite unghiuri de tragere. O mai bună apărare a întregului ansamblu. Haideți să mai urcăm. Acum realizați că prin dimensiune, formă și așa mai departe,
nu permitea decât un număr limitat de apărători. Fiecare avea poziția lui, fiecare știa ce trebuie să facă și a fost doar scopul strict clar al structurii de apărare. Acolo vedeți o evoluție diferită a armelor de foc din epoca respectivă, care va duce și la faptul că nu exista curatețe și asta dubla de faptul că nu erau soldați profesioniști. Atunci, clar, trăgeau și ei cum puteau, încercau să nimerească și până la, îmi scapă numele acum, celebrului militar francez, este un ofițer francez care a inventat cartușul, cum îl știm noi în forma de astăzi. Până la mijlocul secolului XIX, proiectilul era de fapt o sferă care, departe de a fi sferică, de plumb în general, dar care la muschetă sau la armele de foc vechi nu reprezenta acuratețe. Acest militar francez este primul care inventează actuala forma cartușului, care are, aduce acuratețea mult mai... Gândiți-vă că de la 30 de metri, acum 200 de ani, de la 30 de metri încolo, era loteria, adică când nimerea, dar nu... Adică tu trăgeai așa, dar glontele mergea așa, undeva, unde vroia el, deci nu... Dar ideea era și de a arăta cumva inamicului că există și degeaba se apropie, că există putere de foc și există capacitatea de a se apăra. Da? Mai avem un etaj. Să urcăm? Da. Vedeți, deja nivelele superioare sunt modificări ulterioare pentru că vedeți foarte multă cărămidă. Da. Da, și ajungeți până la nivelul de unde începe structura de acoperiș. Puteți să vedeți exact ce înseamnă un acoperiș pe interior. Etapele de dezvoltare sunt distincte. Trebuie să știți că au fost diferite evoluții până la forma actuală ale turnurilor. Ele au fost ca bază, mai mici, ulterior, cu fiecare etapă istorică. Acum eu n-aș defini eu chiar la fiecare 100 de ani. Dar mai mult dublat de faptul că au văzut necesități. O necesitate nouă, o structură nouă, un mod mai simplu de a se apăra. Și stați să vedem dacă avem access here. Aici vedeți un pic de evoluție. Da. La ce vă spuneam, zid simplu, da, o bază mai solidă, cu cur de tragere, da, și ulterior evoluția, cea mai târzie, este cu acoperiș sau eventual, în unele cazuri, chiar și cu drum de strajă sub acoperiș. Da? Practic avem așa trei etape distincte de cum au evoluat fortificațiile. Revin din nou... Mai mult pe observare, mai mult pe satisfacerea unei nevoi, decât avea un plan bine structurat. Băi, știm, trebuie să aibă trei aliniamente, atâta turnuri, așa înălțime, așa. Asta răspunde, practic, evoluției și necesității de a se apăra. Și multă structură și aici vedeți că unde s-a putut, s-a păstrat totul. Vedeți, îmbinările sunt toate cele vechi, vedeți structura de lemn vechi și aici majoritatea lemnului nou este suportul țiglelor. Acoperișul totdeauna foarte ascuțit pentru a nu permite zăpezii să stea. Asta arătându-ne că în epoca respectivă iarna era... Iarnă. Iarnă, da. Nu... Da, aici aveți o reconstituirea unui desen, astea, dacă nu mă înșel eu, este Blasius, unul dintre cele mai vechi desene, dinainte de austrieci. Și puteți să vedeți un pic, noi am fost, noi suntem acum aici, da? Exact la turnul ăsta, da?
Și vedeți că mai avem un bastion aici, la Cositorar, nu așa de bine întreținut. Vedeți statea Băcarii, cum era. Aici era mai o structură și cu zidarii. Turnul ăsta l-am pierdut, al țesătorilor. Ăsta au fost 5 turnuri, practic, care au fost mutate cu diverse scopuri. Asta e o gravură foarte veche, care păstrează, vedeți, am avut și sus aurarii, biserica, o să urcăm acolo și o să vedeți. Cele 5 s-au modificat, în special în secolul XIX, fiecare răspunzându-ne nevoie de moment atunci. Cu piatra din turnul ăsta s-a pavat, aici avem o capelă, Dogarii este astăzi primăria, Lăcătușii este astăzi biserica catolică și jos am avut și un turn al pescarilor. Asta e așa, mai mult de bășcălie. Că era asociat cumva râului, dar n-am avut. Eu nu am găsit documente cu breaz la pescarilor. Dar păstrând spiritul ludic și ce ați remarcat până acum, miștocăreala care era specifică, denumirea a fost turnul pescarilor. Dar nu am găsit documente care să ateste existența unui breaz la pescarilor. Probabil să pescuia, asta era firesc că se pescuia. Se mai făcea un lucru, se făcea plutărit. Este foarte interesant, sumedenie de povești, secuii, da. Făceau din amonte plutărit până la Sighișoara. Și vindeau lemnul, da. Se aducea lemnul sub formă de plută și era vândut lemnul. Și ce credeți, cumpărau secuii de aici? Vin. Și este o întreagă poveste, sunt două, zona viticolă împărțită în două, un pic la nord, un pic la vest. Localitățile, de exemplu, Țigmandru, Nadeș, astăzi numele românești, Nadeș, Odrțuc, Mantel, numele germane, veneau și stricau drumul peste un aliniament de dealul Rosevilară, este paralel cu ăsta, dar încă un aliniament, stricau drumul ăla, ca secuii să nu meargă la Biertan, să cumpere de la ei. Da? Deci, un pic, chestiunea și economică, cum era îmbinată împreună. Da, da. Să vedem ce mai avem ceva aici. Suțaigen. Ah, da. Aici numai nu prea se vede. Există un fel de evoluție funcție de cronică, cam ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, tot o încercare de reconstituire odată cu restaurarea turnului. V-am spus, cele două turnuri au avut privilegiu și norocul să fie preluate de fundație care a găsit oamenii. Gândiți-vă numai ce înseamnă de la arhitect și până la meșteșugar care e capabil să repare fără să vină cu intervenții moderne, de exemplu cu fier, nu? Să găsești, să pună înapoi toate cuiele de lemn și să calculeze și să fie sigur, băi, nu-i problemă, rezistă. Da. Și transformarea spațiului într-o chestiune în care să poți să lași liniștit oamenii să urce, dar să fie safe, să nu se întâmple evenimente nedorite. Bun, o să putem coborâ. Vedeți un lucru interesant aici. Nu știu dacă l-ați remarcat. Aveți gur de tragere și spre interior. Acum am văzut, da. Doar pe etajul acesta. Da, pentru că e sus și ai unghiul de tragere. Da. Se întâmpla des să intre inamicul. Aha. Și atunci trebuia să-l țintești și de aici. Da. Atunci, în cazurile în care se angaja bătălia, era... Am avut ultima dată când orașul a fost cucerit, a fost în cadrul unei, noi denumim, un război civil a fost în Transilvania, se numește Războiul Curuților. Secuii și maghiarii, cred că ați realizat până acum identitatea asta etnică diferită. Astăzi secuii sunt integrați comunității maghiare, dar secuii au fost diferiți. Au luptat împotriva austriecilor. Sașii au fost cu fundul în două luntri, ca și consecință în acel război, a fost 8 ani de zile, un război civil. De ce? Pentru că austriecii au introdus taxe și nu era nimeni fericit că trebuie să plătești taxe. Însă sașii au negociat, au făcut un joc dublu. Și atunci orașul a fost atacat de către curuți și cucerit. Însă s-a plătit o răscumpărare și așa au plecat. Este după 1700. Acum, într-un cronic am găsit 1702, într-un 1704, e o întreagă discuție despre an. Dar războiul a fost până în 1711. Luat așa, modul gros, 1700 trece Transilvania la austrieci. Este diploma Leopoldin 1688. Eu, în general, nu folosesc
ani, pentru că dacă găsești trei cronici diferite, ai trei ani diferiți. Da, calendarul nu se trecuse în totalitate la, că noi avem aceeași dezbatere acum cu ăla Iulian, cu ăla Gregorian și așa mai departe. Și evenimentele știți cum au fost, au anumită fluiditate în epoca respectivă. Dar războiul a fost clar și Sighișoara a fost atacată de către Curuțca și Răzbunare, pentru că au fost în tabăra greșită. Și practic este ultima dată când se folosește structura fortificată într-o bătălie. După aceea nu s-a mai folosit. Niciodată, cum v-am spus, austriecii au venit, au început sistemul organizat, administrație, tot în cel mai mic detaliu, nu a mai fost nevoie. Au fost atacuri, au mai venit, când mergeți în zona Clujului, este și o sărbătoare în localitatea, se numește Sic. Este ultima invazie tătărească a tătarilor din Crimea, paranteză că așa e război acolo, acolo au fost tătari, în Transilvania, 1719. Cu efecte, au decimat 80% din populația satului respectiv. Și până în ziua de astăzi, în sat maghiar, ei comemorează ideea asta că comunitatea a fost distrusă în 1719 de către tătari. Ulterior, numai că au fost regimentele, știți, acolo s-a constituit un regiment foarte puternic năsăud, românesc, Orlat, și au fost două regimente secuiești la Miercurea Ciuc și la Sfântul Gheorghe. Și erau regimente de graniță. Am ajuns la un nivel de platou, suntem în zona fortificată. Ideea mea era să vă faceți o idee de ce s-a construit sistem fortificat aici. Așa. Pentru a controla drumurile comerciale. Da. În ciuda faptului că astăzi aveți impresia că cel mai important drum comercial merge cumva, vine sud, cum vedeți, din păcate, ca și paranteză, tot traficul prin oraș la ora asta este, nu avem șosea de centură. Legătura cu zona estică în special, ce vedeți, da, se continua cu zona sudică și cu zona nordică. Și atunci fortificația avea ca scop controlul, tot ce înseamnă comerț, și s-a construit pe acest aliniament doar medieval. Avem în background, dacă tot îi să mergem, avem castrul roman, dar urcăm mai sus și vi-l arăt. Este okay. Pe al deal. Acum, folosind un termen din geografie, este o barieră orografică. De ce? Puteți observa că spre est se deschide valea râului foarte mare, valea Târnavei, numele râului nostru, Târnava Mare, și continuă deschiderea asta de câțiva kilometri între aliniamentele de dealuri până la Odorhei, 40 de kilometri. Aici sunt câteva dealuri care obligă râul să facă un dublu S. Sunt cele două aliniamente care le vedem stânga-dreapta. Este aliniamentul pe care stăm noi, da, și o să mergem pe partea opusă și o să mai vedeți două aliniamente. După cel de-al doilea aliniament spre Mediaș, valea se deschide din nou. Foarte, foarte largă și în linie dreaptă, cum ar veni. Și atunci clar se explică faptul că pe acest deal ai putut să ții sub control întreaga vale. Atunci ăsta este scopul. Spre norocul nostru, tot ce înseamnă oraș construit în perioada comunistă este la exterior. Da. Și ca să continuăm seria de glume și bancuri și întreg cartierul de blocul care vedeți acolo, da, a primit o poreclă. Cum? Ce poreclă? Bărăgan. Bărăgan. Toate străzile au denumire de flori. Aha. Însă sighișorenii au spus bărăgan de ce? Două considerente. Plat și curent de aer, bate vântul. Pentru că este pe râu. Da. Vine vântul rece din zona montană. Și eu de asta spuneam că dealurile formează barieră orografică. De la noi la vest este mai cald, că se oprește aici vântul, da, rece. Și atunci puteți să vedeți că și în epoca modernă sighișorenii și-au păstrat spiritul ludic. Pe oricine întrebați, să știți că este foarte comun. Unde mergi? În Bărăgan. Deși toate străzile au denumire de flori. Da. Revenind un pic pe platou, cea mai monumentală clădire din zona fortificată adăpostește astăzi primăria. De fapt, este construită la sfârșit de secolul XIX de către administrația maghiară cu un scop bine definit. Folosea ca și prefectură. Până în 1968, Sighișoara a fost capitala județului Târnava Mare. În secolul XIX nu se numea județ, fiind în imperiu, se numea comitat. Și scopul a fost, pentru a avea întreaga administrație a comitatului într-o singură clădire, de a se construi acest element. Avem vreo
Avem clădirea prefecturii, avem clădirea tribunalului, avem clădirea băncii. Gândiți-vă cum era modelul de organizare, care au supraviețuit până ziua de astăzi, legat și de Biserica Catolică. Biserica Catolică, o să vedeți, este nouă, pentru că era legat de regimul administrației. O să mergem pe partea opusă ca să vedeți mai bine. Astăzi funcționează primăria. Clădirea e mult prea mare pentru cât este orașul nostru de mic. Însă, da, precum am zis, ne abținem de la politică. Da. Eu aș vedea-o ca un centru cultural fascinant. Am și un exemplu în spațiul german, la Bad Kissingen, funcționează un asemenea centru în condiții foarte bune. Da. Și o să trecem pe lângă Biserica Mănăstirii și acum o să puteți să identificați un pic și de ce a rămas denumirea așa. O să vedeți întregul aliniament, deci corpul principal, spațiul sacral. Și ce puteți remarca deja este absența unui element constructiv, specific. Turnul. Da. Nu are turn. Anumite ordine monastice catolice, acum să spunem în special dominicanii, cistercienii, nu au avut turn. Știți de ce? De considerate ce? Ordine cerșetoare, umile. Turnul înseamnă măreție, bogăție. Și deliberat nu s-a construit turn. Cum am spus, dominicanii au fost aici până undeva la mijlocul secolului XVI. Da, deci asta e amprenta. Da. Și până în ziua de astăzi, chiar dacă se ține slujbă fiecare duminică, se trage clopotul la biserica din deal. Da. Acum o să vedeți când ajungem acolo sus că nu e așa o problemă. Tehnologia, fiecare clopot are motor electric, apeși un buton, da. Nu e nicio... Dar este interesant că chiar dacă au schimbat confesiunea, nu s-au gândit să transforme și să construiască un turn. Acum, biserica arată foarte bine că odată cu pandemia a fost restaurată în totalitate. Da. La fel este, dacă vreți, astăzi mult prea mare pentru mărimea comunității. Comunitatea e mică, 400 și de membri. Da. Un element interesant, acum cu o anumită aproximație, în spațiul ăsta, pentru că aici, de fapt, a fost curtea interioară a mănăstirii. Vedeți o parte. Orice mănăstire avea un patrulater în mijloc și cu un spațiu deschis. Și în patrulaterul respectiv, călugării care aveau o oră de meditație, se rugau și aveau un șir de mătănii, dar se plimbau așa. Partea aceasta încă stă. Aha. Iar la mijloc, e făcut acolo, dar nu am dubii dacă a fost acolo. Cea mai veche fântână. Undeva acolo în mijloc. Da. 46 de metri. 6 metri sub nivelul râului. Da. În spațiul de jos al cetății au fost 6 fântâni. Din păcate, odată cu epoca comunistă, s-au astupat. Lucru care a dus la mari probleme cu umiditatea. Dacă vă uitați la multe clădiri, o să vedeți cât pentru de că mult... Aia da. A vrut să iasă. Acum o să vă zic că... O să... Da, cu background-ul meu în geografie, să știți că apa, chiar dacă suntem pe un deal, își caută ieșire. Da. Gândiți-vă, sute de ani au asigurat necesarul de apă în cazul unei invazii. Tu ai venit și ai asupat-o. Pânza urcă. Da. Își caută ieșirea. Clădirile toate vechi, bineînțeles că au problemă. Că sunt structuri foarte vechi și atunci nu au modelul modern de construcție. S-a izolație între fundație și... Da. Până nu mergem la blazon, din unghiul ăsta vedeți foarte bine clădirea aceea, nici nu știu, cărămiziu maro, cum să o definesc. Da. Are o identitate aparte, este o clădire turn. Vă rog să ignorați cele două ferestre de jos, da, care sunt construite ulterior. Inițial, ferestrele au fost doar sus. Ok. Baricadarea accesului intrării făcea foarte ușoară apărarea. Da. Este foarte similară, în Nordul Oltenii, cum am zis și Muntenii, sunt culele. Culele sunt așa foarte asemănătoare. Da. Când a fost construită cu scopul ăsta dublu, mai dacă cumva inamicul vine, eu mă pot baricada la mine în casă și o să-i fie foarte greu să-mi vină la fereastră dacă pot să baricadez ușa suficient de puternic. Da. Acum gândiți-vă că majoritatea sediilor n-au stat timp îndelungat. Ei, în general, încercau să-și facă rost de provizii și să se mute mai departe. În unele cazuri a fost și asediu mai îndelungat.
Da. Și este un element așa de identitate care a rămas. Iar din unghiul acesta avem acum altă perspectivă a primăriei, ca să vedeți cât este de monumentală clădirea. Da, vedeți forma și dimensiunea, foarte mare. Da. Cu anumite elemente foarte interesante, ca să vedeți în ce cheie gândea lumea. Nu știu ce măsură veți reuși să vedeți. De exemplu, etajul 1 aici și etajul 2 este corp comun și este o sală barocă de concerte. Wow. Aici a concertat Enescu. Da. Deci gândit corpul clădirii să asigure și partea asta culturală. Da? Astăzi majoritatea corpului de aici, lateral, stânga-dreapta, sunt birouri, dar multe dintre ele nu sunt neapărat foarte ocupate. Cum v-am zis, dimensiunea este relativ mică din punctul ăsta de vedere. Da. Servus! Ce am vrut să vă arăt aici, blazonul. Da. Fiecare oraș transilvanian, acum să mi-am amintit că am la mine. Da? Știți că în limba germană Transilvania se numește Siebenbürgen. Deci cifra 7. Acum dacă numărați blazoanele, o să vă dea socoteală greșită. Ok. Că sunt mai multe. Da. Însă inițial au fost 7. Ulterior au mai primit. Ce însemna asta? Astea toate erau localități care aveau tribunal. Curte de judecată, poate turnulețe, la tun și așa mai departe. Puteți recunoaște Sibiul, Sighișoara, Brașovul, Mediașul, unde bem vinul, Bistrița, aici, Sebeș. Aici, astăzi, mare bază militară, Cincu. Dacă mergeți, o să fiți șocați ce bază militară e acolo. Asta este Rupea, asta este Miercurea Sibiului, asta este Nocrih, aici s-a născut Bruckenthal. Da? Este pe Valea Artibaciului, de la Sighișoara spre Sibiu, pe unde mergea trenul. Și acesta este o răștie. Iar, în general, delimitarea sașilor în Transilvania a fost așa. From Bros Sudras, de la Bros, de la o răștie la vest, până în Drăușan la est, zona Bârsei, da. Burduțăn, că așa sunt și porecliți sașii de acolo, din Burduțăn, de la Burțenland, și Nösnerland, țara Bistriței. Restul Transilvaniei era un mix între români și maghiari. Astea au fost zone compacte, săsești. Mergând la simbolul orașului, păi, primul lucru care îl remarcați este din nou tribunalul simbolizat de spadă. Da. Spada simbolizează tribunalul. Leul, vitejia, protejat de fortificație. Da. Și cel mai important lucru, coroana, simbolizând faptul că era un oraș liber. Nu am avut nobil. Să știți că, lăsând la parte povestea aia, că nu avea nimeni acces, că românii nu aveau acces în cetate, nici nobilii nu aveau. Da. Prin statutul de vasalitate, orașul plătea taxe regelui. Și atunci, de fiecare dată când un nobil a dorit să aibă o proprietate, orașul, fiind o comunitate, a zis, nu, mătăluță plătești taxe? Nu, că ești nobil. Ai alt statut social. Atunci, mătăluță unde vrei. Dar nu la noi. Da. Nu suntem de acord. Și asta era ideea orașului închis. Nu aveai proprietate aici. Dar de la 6 la 18, cât era deschise porțile, nu erai oprit. Nu puteai să deții o proprietate. Despre asta era vorba. Da. Deci asimilarea și la faptul la plătitul taxelor și așa. Și orașul liber plătea taxe la rege. Da. Nu era scutit. Existau momente... După incendiu, bineînțeles că Imperiul a zis, bă, cum îi ajutăm? Păi nu plătiți taxe, nu știu cât să vă refaceți. Okay. Dar oricum a fost un proces care a durat. Și până în ziua de astăzi se păstrează, da? Ca și simbol, blazonul orașului Sighișoara. Acum vedeți și ordinea aici, nu este întâmplătoare. Pentru o anumită perioadă a fost al doilea cel mai important. Ok. O să râdeți, dar acum 300 de ani, de exemplu, Clujul nu conta. Da. Economic. Clujul în istoria lui a avut niște probleme. Au făcut alegeri în cazul unor
mișcări revoluționare, să le numim așa, greșite, care au avut ca consecință pierderea dreptului de a organiza târg. Când 10 ani nu faci târg, nu e bine, pierzi. Pierzi banii. Da. După, practic, Clujul a crescut și s-a dezvoltat fantastic în momentul în care s-a mutat capitala Principatului Transilvaniei în cadrul imperial de la Sibiu la Cluj. Da. Momentul ăla. Schimbare. Dubla de universitate. Da. Clujul are universitate foarte veche, dar nu a putut folosi totdeauna titulatura de universitate. Știți de ce? Că trebuia să ai și medicină. Ok. Și atunci era academie. Dar este de la iezuiți, secolul XVI, începută. Iar în secolul XIX a avut. Și atunci a fost o explozie, practic. Și de atunci Clujul crește. Și tot crește. Da. A avut perioadele lui și după 89, când a avut o administrație care a fost mai așa, dar eu zic că acum prea crește. Aici mai vedeți ceva foarte interesant. Aici este una dintre, da, clădirea asta, ce o vedeți aici? Da. Cea mai veche structură care servea pompierilor. Aha. Să știți că modelul de pompier a apărut organizat ca și asociație privată benevolă, da, freiwillig, adică voluntari. Da. Pompieri voluntari în secolul XIX, organizați, care făceau antrenament, care se pregăteau și care interveneau. Da. Lucru greu, că în epoca respectivă nu beneficiai de tot sistemul, dar acum, lăsând la parte gluma, eu am temere și în ziua de astăzi. Știți de ce? De ce? Unitatea de pompieri este la 3 km în orașul nou. Ah, ok. Deci până vine, măcar aici Doamne ferește. Dumneavoastră, faptul că se mai întâmplă niște lucruri, foarte multe lume își parchează mașinile haotic aici. Și mașinile mari de pompieri nu au acces. Da. Dar una dintre, a fost cel puțin până la venirea regimului comunist, instituție fundamentală bazată pe voluntariat. Pentru că pompierii aveau asociația pompierilor voluntari, plus această asociație mai avea o asociație în sânul ei, fanfara. Fanfara pompierilor voluntari. Da. Am zis, la un moment dat am avut 3 fanfare. Acum deja putem cumva identifica Biserica Catolică, da, care așa la o primă vedere aproape de noi. O să vedeți că este foarte nouă. La prima vedere. Da, da, chiar este. Da. În forma în care o vedeți a terminat la 1888, deci foarte târziu. Da. Iar faptul că este într-un stadiu așa foarte, s-a dorat faptului că în 1986 a mai fost un incendiu. Din fericire, localizat doar la nivelul ei și ținut sub control. Și atunci a apărut din nou un proces de restaurare. Da. Și este în condiții bune. Da. Deși, surprinzător, comunitatea catolică este foarte mică. Acum, dacă povestim un pic din punct de vedere confesional, este interesant în Transilvania că comunitatea maghiară este împărțită confesional în mai multe biserici. De confesiuni creștine, dar de confesiune diferită. Și la noi în oraș majoritar sunt calvinii. Comunități mai mici unitarienii și catolicii. Însă catolicii au rămas cu biserica mare. Pentru că la momentul construcției vorbim despre dualismul maghiar. Știți că din 1867 coroana n-a mai fost habsburgică, a devenit austro-ungară, dar doar la 1867. Și atunci am avut administrație venită din Ungaria, care avea nevoie de biserică, fie fiind catolici. Da. În Ungaria 90% sunt catolici, în Transilvania 90% din maghiari sunt protestanți, nu sunt catolici. Da. 1918 Transilvania vine la România, dar nu au putut să ia și biserica cu ei. Și atunci, deși este monumentală, mare și așa, comunitatea catolică este mai mică. Mică, da. Biserica Calvină, turnulețul ăla mic care l-am văzut în deschidere, este pentru comunitatea care numeric e cea mai mare, 2500 de membri. Da, și aici avem din nou, un bastion. Da, iată-l. Asemănător celui în care am fost, dar de data asta mult mai mare. Bun, am revenit într-o zonă
care completează cumva din altă perspectivă ideea de bastion de artilerie, la o scară un pic diferită. Vedeți, vechiul zid de apărare este aici, întregul aliniament până la nivelul turnului cizmarilor. Vedeți că structura de zid creștea. Da. În spatele nostru a fost un turn care, odată cu construcția Bisericii Catolice, a fost demantelat. Turnul Lăcătușilor. Și un pic diferit față de turnul Măcelarilor, în sensul în care bastionul de acolo era adiacent doar unui turn, aici bastionul, de fapt, răspundea nevoii de suprafață mai mare și încadra, de fapt, două turnuri. Avem aliniamentul original și avem al doilea aliniament de zid aici. De ce? Dacă facem câțiva pași, putem să vedem importanța strategică. Avem ceva vegetație, însă vedeți că este deschiderea estică, da, a întregii văi. Și asta ce însemna? Importanța acestui bastion țineai prin tirul de artilerie controlul întregii văi. Și asta este motivul pentru care, ca și mărime, vedeți, este practic cel mai mare. Din o perspectivă foarte clară, ai pus, aici vedeți că nu a mai fost refăcut la înălțime foarte mare. Deci, de fapt, asta era înălțimea, okay, zidului. Al doilea zid. Zidul original fiind mult mai înalt. Da. Și atunci tot ce însemna artileria duce aici, era aici. Aveai unghiuri diferite de tragere, puteai să tragi paralel cu zidul, puteai să treci în lungul văi. S-a refăcut, a fost adus un pic peste nivelul de călcare, ca să vedeți așa, cam, ca idee, cam ce a fost. Din păcate, majoritatea turnurilor care mai stau nu prea sunt goale și e o întreagă dezbatere legată de identitatea lor. Oricum, s-a făcut un părculeț de care, în general, are grijă familia de profesor care este în cartea asta, în casa asta locuiește. Da, cea mare din față. Da. Și avem și o statuie. Aici, în dreapta. Cu o întreagă poveste, este unul dintre cei mai celebri poeți maghiari, care moare în 1849 într-o foarte celebră bătălie pentru secolul XIX, între armata rebelă maghiară și armata rusă, armata țaristă, care vine să ajute armata imperială. 1848-49, știți, Revoluția. Orașul scapă neatins pentru că, în special sașii, au dat dovadă de ardelenism sadia, cu ghilimelele de rigoare. Atât au dezbătut de care parte să participe. A rebelilor sau a imperialilor? Până au luat decizia finală, s-a terminat Revoluția. Okay. Și asta nu este, este documentat în anumite documente, că ei au avut întâlniri la Sibiu, la Mediaș, la Sighișoara, la Bistrița și tot discutau. Noi ce facem acum? Uite, okay, că românii și maghiarii luptă împotriva imperialilor. Și până se ia decizia finală, au zis, păi, cu imperialii, că e clar acum cine o câștigat. Okay. Ce să mai e. Însă a avut un avantaj, este foarte interesantă bătălia respectivă. Petre Fișandă nu a mai putut fi identificat cadavrul lui. A fost o bătălie foarte cruntă, vorbim de câteva mii de morți la nivelul a două zile. Se pare, nu știu cât de autentic este, ordinul de zi a cavaleriei rusești a fost țariste fără prizonieri. Însă sunt niște paradoxuri. Armata, întregul corp de armată maghiară a fost condus de un polonez, generalul Bem. Întregul corp expediționar rus a fost condus de un german, de un prusac, von Lüders. El a înțeles foarte repede particularitățile Transilvaniei și diferențele și atunci, după câștigarea bătăliei, rușii au câștigat bătălia, nu a asediat orașul, a trecut mai departe spre Sibiu. Da. Și așa orașul a scăpat neatins. Concluzie, e bine să fii ardelean, să judeci de 7 ori până tai, nu? Păi poți să-ți aducă avantaje, da? Din punctul ăsta de vedere. Aici se pot vedea niște străduțe foarte frumoase. Dacă o să avem și noroc să nu fie trafic, vedeți ulița Templarilor, care de fapt urcă așa sinuos, cum o vedeți, da, întretaie accesul pe poarta nord-vestică și urcă până la colțul, care vi-l amintiți, locuit cu cele, aha, trei, da, case, da, întreținute, da? Este ulița Templarilor. Cu ieșirea din cetate, ieșirea de, da, animale. Noi o să încercăm să mergem acum pe aliniamentul
nord-vestica zidului, să pornim cumva între Cizmar și Croitor și eventual de la Croitor o să încercăm să vedem cum să ajungem și la aliniamentul de sus, da, unde vedeți instituțional și unde din nou să revenim la faptul că una din teorii explică faptul că orașul de fapt de la biserica de sus a pornit. Ok. Da. E o întreagă discuție. Pentru că e discuția asta. Da, ce a fost mai întâi? Cetatea sau da. Orașul? Zona fortificată sau partea economică, agricolă, care a susținut întregul aliniament aici, practic, este mai mult sau mai puțin locuit. Aici deja vedeți din nou, uitați-vă, că deja nici nu a dat bine primăvara și florile sunt aici. Domnul profesor și doamna deja s-au ocupat de chestiunea asta. Și vedeți diferențele clare unde este locuit și cât de îngrijit este. Da. Auleu, au reparat aici, nu vine să cred. Aici, da, acolo tot a rămas. Bună, bună. Vedeți și aici diferitele niveluri de piatră și în timp când s-a reparat, s-a mai folosit cărămidă. S-a mai pus cărămidă, da. Da, și aici tot așa e o zonă, majoritatea caselor sunt locuite. Noi ne plimbăm practic pe aliniamentul de fortificație de zid. Noi suntem aici pe zid, de fapt. Aici? Da, dacă mergem mai jos se poate vedea. Dacă mergeți în colțul ăsta așa, puteți să vedeți cum se înșiruie întreaga structură. Zidul există în sinea lui. Da. Numai că... Uite și aici, în dreapta. Uite aici, vezi? Și în stânga. Cel de aici. Lipsește partea de drum de strajă, nu mai există. Da. Dar aliniamentul este încă cel știut. Și bineînțeles, avem iar un unghi foarte clar al turnului Cizmarilor, cu gurile respective de tragere. Întoarce-te puțin, Nina, te rog. Și vedeți aici, se presupune că este o gură de smoală. Aha. Întreagă discuție. Dacă e sau dacă nu e. Am discutat cu mai mulți istorici. Ideea este mai mult pentru a da o direcție săgeții. Aha. Dintr-un motiv foarte practic. Vă amintiți că am fost în turnul Măcelarilor? Așa, vă imaginați spațiu pentru foc în interior și cazan cu smoală? Nu prea mai rămâne loc. Adică... Și faci foc acolo și chestii de genul ăsta? Deci e puțin probabil. Și fumul ăla. Dacă și... ar fi existat în general la turnurile de poartă, dar și acolo e o discuție. Dar aici, prin planul înclinat, de fapt este să dai velocitate suliței, săgeții sau ce ai ca să poți să lovească inamicul mai bine. Da. Și este unul dintre turnurile foarte masive de apărare. Grosimea zidului este foarte mare aici. Se poate vedea aici, de exemplu. Da, da. Din păcate, da. Plus element decorativ, avem turnulețul ăsta baroc, construit cumva ulterior în structura fortificată. Din păcate, acesta și turnul Măcelarilor nu poate fi vizitat. Știm cam cum este înăuntru, dar este gol. Da, puteți să remarcați aici, dacă vedeți că e și iluminat și mult mai sunt familii care locuiesc aici. Uite și o pensiune. Da, un amestec așa. Da. Și practic ajungem la a doua intrare ca importanță. În epoca medievală doar două intrări. De ce? Poți să le aperi. Da, nu mai multe. Nu faci mai multe, vedeți ce am văzut și la turnul, ei sunt ulterior făcute, ai accesibilitate din toate direcțiile. Însă, în epocă, doar două intrări. În ambele cazuri, cu trei linii de porți, trei linii de apărare, pentru a face foarte greu asediu. Pentru că la nivel de zid, inamicul nu știa.
Cât e zidul? De gros? Cât e de înalt? Ce sens are să atacăm zidul? Și ce-o fi după zid? Da. Hai să încercăm poarta. Da. Și atunci, clar, apare necesitatea de a avea triplă protecție la poartă. Și dacă o să ieșim acum pe poarta nord-vestică, o să vedeți un pic, putem cumva reconstitui ideea de fortificație. Dacă ne îndepărtăm un pic să avem așa un unghi mai bun, veți realiza că de fapt cea din stânga a fost poarta. Așa. Și dacă vă uitați cu atenție, mai avem poarta mobilă aici. Da. Spre deosebire de partea opusă, unde nu mai există poarta mobilă. Lângă turnul cu aceasta nu mai există. Aceasta poate fi lăsată jos. Da. Dacă urcăm la nivelul ăsta, se poate face să coboare. Și acum, dacă vă uitați cu atenție, puteți să vedeți diferența. Aceasta este poarta originală veche. Da. Mai mare pare. Exact. Aceasta este deschisă în secolul 20. Da. Pentru fluența traficului. Dar în epoca medievală doar una. Da. De ce? Să o aperi mai ușor. Da. Dublat de barbacană și aici. Și de asta acum, dacă trecem prin, o să vedeți și o să înțelegeți. Ideea, bineînțeles, cu atenția la trafic, pentru că nu avem 30 de secunde fără mașină. Dar acum este interesant cum s-a construit deliberat aici. Deci, aliniamentul drumului, da, este paralel cu zidul. Vedeți aici gurile de tragere. Da, acolo sus în dreapta. Construit deliberat la stânga. De ce credeți? Deci când ieșiți, așa, 90 de grade la stânga. A, păi tot așa, că o să fie greu de... Dar este un motiv real. Cine conduce pe partea corectă? Noi sau britanicii? Britanicii, știți de ce? Pentru că i-au păstrat o cutumă. Până în ziua de astăzi, din orice grup, dacă luați și faceți o statistică, 90% din oameni sunt dreptaci. Vă rog să veniți că vine o mașină. Periculos aici cu... Ce înseamnă dreptaci? Înseamnă că ții arma în mâna dreaptă. Treci în partea asta. Dacă accesul este construit deliberat la stânga, când inamicul dă iureș de atac, partea lui dreaptă nu este apărată de scut. Aha. Și atunci cei din fortificație pot să tragă liber, pentru că tu în partea dreaptă porți sabia. Da. Asta este ideea. Nu? Și de asta, în general, s-a folosit cum au calculat structural. Da. Gândiți-vă că structura asta este parte dintr-o barbacană. Barbacana este o incintă care totdeauna este făcută în fața, construită în fața porții. Da. Și undeva aici am avut încă o poartă, la 90 de grade. Da? Barbacana închisă încă o poartă. Zidul se continua, da, undeva jos, încă un turnuleț, încă o poartă. Deci aveai trei nivele și, da, pe partea asta, dublat și de faptul că până de la poarta de jos și până la poarta de aici, erai în focul deschis al fiecărui gur de tragere. Da. Da? Asta era modelul cum s-a gândit apărarea. Iar dacă facem așa niște comparații, aici aveți exemplu cum arăta și turnul cu ceas înainte de a deveni primărie. Din punct de vedere volumetric al dimensiunilor, ele sunt foarte asemănătoare. Au fost două turnuri de poartă. Acela, datorită primăriei, a avut o evoluție distinctă, acesta a rămas strict turn de poartă. Da? Vedeți și aici. Aici mult mai repede cred că astea sunt pentru zmoală. Pentru zmoală. Pentru că ai poarta și ai accesul. Și regularitatea lor gândită e mai mult în direcția asta. O întreagă dezbatere, dar... Este, da. Structural cam în direcția asta merge. Da, și aliniamentul urcă și vedeți la cele la care am fost. Da? Vedeți, da, cum merge. Acum o să încercăm să ajungem și la perimetrul superior al cetății. Pentru că și cetatea are două nivele. Are nivelul comun și nivelul superior, unde instituțional au funcționat întotdeauna biserica și școala, pentru că astea reprezentau cumva
oglinda societății și era ceva sacrosant. Asta este motivul pentru care le-au fost construite sus. Dublat de faptul că inițial, de fapt, biserica este inițial prima așezare. Ajungem acolo să încerc să vă explic unde era capela, unde era turnul și care era scopul lor. Așa că intrăm din nou înăuntru. A, da, și să știți, by the way, Europa conduce pe partea opusă, că Napoleon era stângaci. Și uite cum s-au complicat treburile de la Napoleon încoace. Însă și legiunile romane mărșăluiau la fel, pe stânga. Tot timpul aveau mâna dreaptă pregătită dacă este cazul să intervină. Aici o să avem iar o chestiune foarte interesantă. Este o casă foarte veche, undeva de secol XVI, care tot așa mai păstrează... Asta de aici, da. Păi uitați-vă la ferestre. Ce mici sunt, da? Da. Mă refer rama, da? Dimensiunea. Da. Zidul gros. Și particularitatea... Bineînțeles că acum, să vedem ce parte vine mașina. Din stânga mea. Ia, vino puțin aici. Ce s-a mai putut păstra? Fresca de exterior. Da. Relativ bine păstrată aici. Prin dimensiune, din nou putem vorbi de o familie relativ bogată care și-a permis să aibă o casă de mărimea asta și cu o frescă de mărimea asta. Să o decoreze. Da. Și vedeți aici între tăierea de urcând pe aici, asta e ulița Templarilor, ulița de sus, și asta e ulița de jos. Treceri? Vă amintiți în orașul de jos? Astea erau trecerile înainte. Da. Nu era strada deschisă, largă. Se făceau treceri. Și aici, de fapt, inițial a fost asta. Ulterior s-a deschis și asta. Da. Deci asta e deschisă exact când s-a deschis și la turn. Da. Ca să fie două. Înainte era doar una. Și mergem prin dreapta, nu? Pe aici? Da, până nu urcăm. Vă amintiți povestea cu balcoanele? Da, uite încă unul. Ia uitați-l aici. Uite-l încă unul, direct în piață. Da. Ia uitați-vă acolo. La balcoanele astea cred că și eu aș fi stat. Ia uitați-vă aici. Să văd ce se întâmplă. Ah, ia uite. Da? Aici aveți un pic de baroc. Da. Aici aveți un pic de renaștere. Uitați-vă la ferestre. Asta e renaștere. Adică în spatele tău. Da. Casa cu cerb, undeva în sfârșitul secolului XVII, până în 1700, s-au unit, sunt de fapt patru corpuri, s-au unit împreună și așa au și știm Casa Weinrich Bacon. Și a apărut ideea de a decora cu cerbul, cu inscripție, o perioadă a funcționat chiar și școala aici, pe perioade când au renovat școala de sus, sau până nu mai erau spații suficienți și au construit un pic mai mult. Da, și piața inițială a fost aici și, cum a spus, odată cu dezvoltarea orașului a migrat jos și atunci a rămas așa un spațiu public, mai mult sau mai puțin folosit. Iar singura trecere asemănătoare cu Brașovul, să nu deranjez oamenii de acolo, când trec un pic o să vă arăt, este casa de acolo. Aha. Deci este un pasaj care trece. Dar și aici a fost un pasaj care trecea. Aha. Undeva și aici a fost un pasaj care trecea și pe lângă hotel Sighișoara era un pasaj care trecea. În epoca medievală erau foarte multe pasaje între străzi. Se poți alerga de la un zid la altul în caz de apărare, ulterior fiind folosit mai ales pentru incendii. Pentru că pe lângă incendiu mare, bineînțeles că am avut incendii în locale numeroase, dar nu de anvergura celui din 1676 care a distrus tot. Și atunci modelul medieval presupunea existența lor. Odată cu dezvoltarea urbană, să spunem, secolul XIX, multe s-au închis. Au mai construit o cameră deasupra. Și cel de aici. Deci mai era unul aici, pe stânga. Păi o să mergem aici să văd dacă...
Acum, de obicei, astea sunt toate închise ca să vedeți un pic ce înseamnă un pasaj de genul ăla. Nu văd mașina lui Ovidiu aici să... Deci mai era unul aici pe stânga? Nu, chiar aici, sub casa. Unde? Asta. A, acolo, acolo. Deci, ăsta merge. Stați să vedem dacă e încuiat sau nu. Cred că dincolo e încuiat. Nu. Haideți să vedeți. Da? Vedeți? Cum mergea da. Pasajul. Da. El merge până la nivelul zidului, trece de poarta aia. Da. Și acolo face 90 de grade și coboră la, în capătul casei cu cerb. Da. Sunt pasajele care încă există. Ele, ulterior, vedeți că s-a construit deasupra și s-a folosit. Astea au fost toate pasajele de trecere. Da. Așa era modelul respectiv în epocă. Aici puteți să vedeți acum casa magistratului în deplinătatea ei. Adică cea din față, cea de aici. Acum vă rog să vă imaginați faptul că nu exista în epoca medievală monumentalitatea de astăzi, adică cel mult până aici. Da? Da. Însă subsolul este sub întreaga clădire. Și atunci sălile de aici erau amenajate ca și sală de judecată, de subliniat existența totdeauna a doi judecători, da. Unul regal, unul scăunal. Ăla regal numit de rege, ăla scăunal ales de comunitate. Responsabilitate foarte mare. Și totdeauna două păreri. Nu... Și undeva, să spunem așa, rotund până la 1800, dădea pedeapsa capitală. După 1800, cancelarea aulică a hotărât că comutăm pedeapsa de la capital la pușcărie. Da. Dar până în jurul anului 1800, așa, modo grosso, rotund, pedeapsa capitală făcea parte din viața de zi cu zi. Paranteză. Foarte bine plătită meseria de călău. Da. Salariu plus bonus. Bonus la fiecare da. Manoperă. Exact. La fiecare execuție da. Primea bonus. Unde se țineau execuțiile? O să trebuie să urcăm un pic mai deci, sus ca să avem vizibilitate. Da. Mă mir cum de nu se țineau aici, în piață. Doar decapitarea, însă decapitarea personajului nobiliar care a avut loc ultima așa... Cu spadă. Cu spada 1704. Fostul primar s-a gândit el să falsifice monede din trezoreria orașului. A fost prins, a fost condamnat, a făcut apel, a primit și de la Curtea Supremă, cum ar veni de la Sibiu, aceeași condamnare și a fost decapitat. A fost ultimul eveniment, sunt rare în istoria orașului nostru, majoritatea execuțiilor decapitare și spânzurare. Nu decapitare, scuze, tras pe roată și spânzurare. Spânzurare era hoț, chestia asta, crimă. Se pedepsea prin tras pe roată, era foarte dură. Adică 2-3 ore zdrobiai. Tecnia, da. Trasul pe roată are o infinitate de modalități de a fi puse în practică. Da. Deci am urcat acele trepte pe... Da. Mensana in corpore barusano. Cam așa ceva. Cazul meu, al dumneavoastră mai puțin. Deci 100 și ceva de trepte. 176. 176. 176. Cu un aliament specific, ați remarcat, 6 trepte, spațiu drept. Da, da. Construit deliberat așa și într-o cheie simbolică, munciți 6 zile, vă odihniți a 7-a. Nu sunt toate săptămânile, pentru că grupurile sunt doar 20 și ceva de grupuri. Este pentru a... Însă ideea scărilor acoperite este legată de ideea de educație. Să nu existe scuză. Am zăpada de un metru, nu ajung la școală, da. Chestiuni de genul ăsta. Nu, școala e importantă, indiferent de condițiile meteo, mă duc la școală. Asta pentru că aici sus, în capătul treptelor, funcționează școală. Școala instituțională. Da. O să ajungem înapoi acolo și o să vedem. Da. Însă ce vreau până avem lumină suficientă, că tot am povestit de partea cu execuțiile, să vedeți spațiu dedicat, specific oricărui oraș transilvan, cu zona de execuție publică. Vedeți aliniamentul căi ferate, care este dublat de un zid fonic, alb cu roșu. Nu știu dacă reușiți să-l remarcați. În spatele lui este un deal care nu are culme, unde culmea dealului a fost nivelată și este ceva vegetație, vedeți chiar și un pin. Și vedeți aliniamentul caselor care urcă acum acolo.
construite ulterior. Vedeți un șir de case care urcă ușor. Ușor. Iar dealul ăsta fără vârf, da, cu zona de nivelare, zona de călcare de nivelare, a fost până la 1800, în jurul anului 1800, zona de execuție publică. Acolo aveau loc spânzurătorile și acolo avea loc trasul pe roată. Da. Drumul comercial se supraprimea doar parțial cu actualul drum, unde vedeți întregul aliniament de mașini care coboară. Da. Vechiul drum nu urca peste deal, ci mergea pe la aliniamentul tunelului și ocolea întregul aliniament de deal. Asta presupunea existența unei deschideri de 180 de grade pentru a fi vizibile corpurile rămase în zona de execuție. Deci dacă avea loc o spânzurare sau o tragere pe roată, el rămânea acolo, corpul rămânea acolo pentru a fi văzut de toată lumea. Da. Ăsta este motivul pentru care, vedeți, este o anumită distanță între zona locuită și zona de execuție, referitor la mirosul specific, dar suficient de aproape să fie văzută de toată lumea, pentru a influența un pic și conduita zilnică. Da. Atenție ce faci, atenție cum te comporți, da, poți să ajungi acolo relativ simplu. Însă, trebuie menționat, în urma unei judecăți. Deci ajungeai în fața unei curs de judecată, ea delibera, ea ți-o tăra soarta, odată cu sentința, dacă ea era capitală, călăul angajat în serviciu public aducea la îndeplinire respectiva sentință. Da. Și până în ziua de astăzi, în limba germană, topografia așa și spune Galgenberg, dealul spânzurătorii, popular. Acum, lăsând și continuând în cheia noastră ludică, cred că 80% din cei care locuiesc în zona aia nu știu ce a funcționat până la 1800 acolo. Mai este de subliniat un lucru, criminalii, chiar și după execuție, nu erau mormântați în cimitirul de aici. Aha. Există un mic cimitir, acum nu știu dacă reușiți să-l identificați, la baza următorului deal care pleacă în sus, cu amă, da, este o mică biserică cu un turnuleț, este biserica ale proșilor și este un mic cimitir, acolo erau îngropați criminalii. Da. Deci nu erau îngropați în cimitirul mare. Chiar și după... Adică cimitirul mare care e chiar aici. Cimitirul care este în exteriorul aliniamentului de fortificație. Da. Asta se suprapune cu perioada administrației Habsburgice, care a venit cu reguli inclusiv la cimitir. Până la momentul respectiv, personajele potente, financiar și influente erau mormântate în biserică, iar în jurul bisericii, oamenii, dacă săpăm aici, e cimitir și aici. Da, da, da. Însă, odată cu venirea administrației Habsburgice, se hotărăsc în cel mai mic detaliu lucrurile. Și atunci se instituie regulă valabilă pentru toată lumea, nu sunt excepții, raportat de discuția noastră la excepții, toată lumea este mormântată în cimitir. Și se ia hotărârea, cimitirul se înființează extramuros, în afara zidurilor, da, și este spațiu strict delimitat cu scopul definit. Revenind la zona de platou unde suntem, povestea orașului nostru începe de aici. Foarte simplu de ce, dacă vă uitați cu atenție la turn, o să identificați un turn de apărare mai mult decât un turn de biserică. Dacă mergem un pic în fața lui, o să reușiți să vedeți proporțiile exacte. Și o să identificați un lucru interesant, raportat la volumul bisericii, turnul este mic. Pentru că scopul lui principal nu era turn de biserică, scopul lui principal era turn de apărare. Da. O să găsim un unghi un pic ca să reușiți să-l vedeți. Cam de pe aici, nu? Da? Ia uitați-vă acum. Da? Vedeți structură, o structură, a doua structură, a treia structură, a patra structură, masivă. Da. Da. Cu guri de tragere. Cu guri de tragere și în zonele laterale. Da. Și nu monumental, raportat la dimensiunea bisericii, este un turn mic. Da. Acum, în cazul nostru, ideea este cam următoarea, în cazul orașului nostru. Se presupune că primii coloniști aduși aici au fost secuii, nu sașii. Ei au construit un turn de apărare și exact în zona opusă bisericii, unde este spațiu sacral, la subsol o capelă.
Se știe foarte clar că odată cu colonizarea sașilor, secuii au fost împinși la est, pe rama montană, pe zona de graniță. Ei fiind responsabili cu partea de apărare. Asta făcând parte din jobul lor. Atunci, sașii care au venit au zis, bă, dacă tot avem astea două componente, hai să le folosim. Și atunci, bazat pe structurile astea inițiale, să aveți grijă un pic că o să vină cu mașina. Haideți să mergem în colț aici, da. Să evităm... Aici se poate vedea foarte bine structura monumentală și etapele, da? Vorbim de turn masiv care, vedeți cumva, este integrat în structura acoperișului, forma asta fiind ulterioară, inițial, cum am spus, un turn și undeva aici o capelă. În dreapta jos, acolo, o capelă. Ulterior a apărut o bazilică romanică, asta e un element simplu. Da? Încercând cumva să unească capela cu turnul. Etapa numărul 3, avem un gotic timpuriu. Etapa numărul 4, care se finalizează în secolul 15, este un gotic târziu, cel vedeți astăzi. Unind, construind două aliniamente de contraforturi, cum le vedeți, și dând o dimensiune unitară întregii biserici. Ce este foarte hazliu, este că s-au chinuit 250 de ani. Să construiască simbolul orașului, pentru că jos erau dominicani, erau călugării. Își doreau, prin natura mândriei și orgolului care aveau să aibă o biserică monumentală, au ales să fie aici, să fie vizibilă, să putem arăta tuturor. Însă nimeni n-a intuit că în secolul XVI vor schimba confesiunea, vor pleca dominicanii și că va fi mult mai simplu să folosească biserica mănăstirii datorită accesibilității versus biserica din deal, pentru că avem scările respective. Da? Da. Și gândiți-vă, membrii comunității în vârstă, îi ducem fiecare duminică aici sus, greu. Însă până în ziua de astăzi, vedem aici în stânga noastră, aceasta este capela. Este construită pe structura veche a turnului aurarilor. Vedeți că avem turnul frânghierilor aici, da, și aici acolo era turnul aurarilor. Turnul aurarilor a fost lovit de un fulger. În epoca când a fost lovit de un fulger, nu putuseră să instaleze în toată Transilvania paratrăznete. Făcând o paranteză acum, știți unde s-a instalat primul paratrăznet în Transilvania? Aflăm acum. La câțiva ani după inventarea lui de către Benjamin Franklin, ambasador al Statelor Unite în Paris, în Franța, dar foarte pasionat de tehnică. Biserica fortificată din Ciznădie are paratrăznet montat la câțiva ani de la inventarea lui de către Benjamin Franklin. Deci nu a fost numai președinte, Benjamin Franklin a fost și inventator. Da. Neavând sistemul respectiv, a fost lovit în fulger și distrus și atunci s-a luat decizia construcției inițial a sălii de sport. Construcția a fost inițială sală de sport pentru școală. Iar odată cu anii 30 ai secolului trecut s-a transformat în capelă. Serviciul religios în cazul unei mormântări și mai departe se aduce aici și un pic sunt separate lucrurile de acasă. Deci de foarte mult timp există un model de organizare prin vecinătăți, precis că ați auzit de ele în Transilvania, de modelul de organizare a unei străzi în vecinătate. Vecinătatea prelungi și lor rolul de mormântare. Și proximitatea cimitirului unde pot fi înmormântați. Acum e deja întuneric, însă așa ca un element azliu, dacă doriai să chiulești de la școală, în cimitir, fiind așa de mare și fiind trei, unul după celălalt, niciun profesor n-avea răbdare să te caute. Da. Gândiți-vă numai așa, pentru că cel luteran are, există un sistem de numerotare, pentru că se ține o evidență, sunt cel puțin 2700 de morminte numerotate. Da. Gândiți-vă ca suprafață, mărime, da. După aceea cel ortodox, după aceea cel catolic.
Da? Da. Cam un kilometru jumate, toată coama dealului, cu expunere nordică, este cimitir. Cimitirele, în general, în Transilvania, o să le găsiți pe nord. Știți de ce? Că nu este productiv. Aha, nu, bate soarele, nu contează. La ce înseamnă Transilvania? Transilva. Multă pădure, puțin pământ productiv. Da. Și atunci oamenii au fost foarte practici, au ales totdeauna, băi, cimitirul unde? Unde nu se face nimic. Da. Unde se face, unde am soare, unde am expunere, unde am pământ bun, acolo produc fie viță de vie, fie pom, fie agricultură. Unde nu se face nimic, fac cimitir. Ulterior apărând și coniferele, pentru că astea sunt plantate de om. Suntem la un etaj inferior, nu suntem la etaj de conifere. Da. Foarte comun este și bradul, dar foarte comun este pinul silvestru, pinul argintiu. Este preluat de către comunități și plantat în general în cimitir. Transilvania vă puteți orienta așa, unde vedeți pinul silvestru, știți că acolo deja e cimitir. Puteți să mergeți, că e okay, simplu de identificat. Da. Acum, biserica este restaurată. Este, de fapt, un muzeu, pentru că se țin slujbe doar vara și sunt foarte multe elemente de patrimoniu care se găseau înainte în comunitățile rurale și au fost aduse aici pentru a fi protejate. Foarte multe oricum s-au pierdut. N-a mai rămas nimeni, a fost perioada asta tristă de emigrare, de plecare, în special după anii 90, incertitudinea aia în ce direcție merge România. Multe comunități au plecat în corpore și au lăsat totul în urma lor și atunci totul s-a degradat, accesul oricărui persoane, multă lume n-a înțeles ce patrimoniu este acolo și atunci cele de foarte mare valoare, în ideea de a fi protejate, au fost aduse și practic funcționează instituțional sub umbrela Bisericii Luterane, dar este un gen de muzeu. Iar vara, da, se întâmplă, oamenii au o deschidere foarte mare, se întâmplă foarte des cununii, chiar dacă confesional nu ții de, poate să vină alt preot să țină, da, dar ești într-un cadru istoric, în structura actuală cel puțin 600 de ani documentat de când, da, există, da, nemai vorbind că structural are o acustică fascinantă, deci dacă cântă un cor înăuntru, o să aveți niște, cum să zic eu, chiar senzorial, impresia că este ceva fascinant. Orga actuală este mică, 700 și de tuburi, dar însă de face cu față brio pentru că constructiv, da, este gândită. Este un gotic târziu cu trei nave. Acum, dacă facem ierarhii de genul ăsta, a treia camărime după Biserica Neagră și Sfântul Mihail. Primul, da, e Brașovul, Clujul și al treilea, da, Sighișoara. Ia uzi. Ca și mărime, da? Da? Ca să vă gândiți un pic la ce nivel era. Sibiu nu e încadrat pentru că sibienii au fost așa de ciudăței, încât atât au făcut la biserica lor, de nici nu poate fi încadrată. Turnul pe la mijloc, baia au mai făcut o navă, baia au adăugat-o, baia au mai făcut. Deci structural are așa o problemă de integrare. Iar Alba Iulia este mai mare, dar din nou este un amestec. Goticul este târziu, adăugat, sunt elemente, nu-i structural vechi, așa, este în etape. Acum, numai cu jumătate de gură, spunem, sașii au atacat Alba Iulia și au distrus biserica. Sașii noștri de aici. Okay. Au avut conflicte pe teme religioase și pe teme. Cea de aici. Da. Da, biserica de la Alba Iulia, cea catolică, are încă acustică foarte frumoasă. Da. Și în ziua de astăzi. Da, și asociat în spatele, ce poate fi în spatele bisericii, decât școala. Da? Da. Pentru că una din marele realizări ale lui Martin Luther, călugărul Augustin, care de fapt și-a dorit să reformeze Biserica Catolică, nu și-a dorit să înființeze o nouă confesiune, din punctul meu de vedere, este asocierea religiei cu educația. Traducând Biblia în limba ta maternă, ce te-a obligat? Să mergi la școală, să înveți să citești. Da. Ai învățat să citești? Păi poți să citești din Biblie. Și, de exemplu, avem o familie celebră aici, Eisenberger se numește, și s-a găsit o Biblie care a fost câteva generații și cu adnotări. Unul din proprietari a notat de câte ori a citit Biblia de la A la Z de-a lungul vieții. Oare de câte ori? 18 ori. Da?
Gândiți-vă nu un pic era TV, la... nu era... Da. Avea timp. Însă una dintre fundamentele bisericii luterane sau bisericilor protestante istorice în general, știți că sunt numai patru. Noi avem astăzi, dar alea sunt din Statele Unite, e altceva. Istoric, în Europa, sunt doar patru biserici protestante. Luteranii, calvinii, unitarienii și anglicanii. Din da. Astea patru, trei sunt în Transilvania. Anglicanii n-au fost. Da. Că anglicanii știți cum e. Henric al VIII-lea, i-a plăcut viața, mai multe neveste, a vrut să fie cu fiecare. Uh-huh. La un moment dat, ce e atâta? Nu vrea papa să-mi dea dezlegarea? Că fac eu? Eu sunt șeful bisericii, eu fac, eu desfac. Da? De exemplu, Biserica Unitariană este înființată în Cluj. Da. Da? Am deci vizitat foarte mult material cu biserica. Din, foarte istoric, interesant. Da. Și principiile și cât de răspândită este în Statele Unite și în Marea Britanie. Da. Și atunci, da, revenind, este asocierea asta școală biserică, împreună, da. Cumva. Și vedeți corpul, ăsta e corpul mai nou, cel vedem. Da. O să vă arăt însă și corpul vechi, care încă este folosit. Așa, ca ordine de mărime, gândiți-vă, corpul vechi este construit la 1619 și încă funcționează ca și corp de studiu și clase de studiu. Acest corp structural este început după 1700, iar ultimul etaj este adăugat la 1901. O să ne jucăm. Din cărămidă, bănuiesc. Și piatră și cărămidă. Da, nu, cel de la 1901. Jos, da, da, jos, totul. Jos piatră, sus cărămidă. Da, da. Însă în stânga, întregul corp care îl vedeți în stânga, și aici este foarte interesant. Da. Vedeți că sunt trei nivele. Da. Și ce este super interesant este, de exemplu, clasă aici, clasă aici, locuința profesorilor aici. Ah. Da? O să mergem și să vedeți deci și partea acum opus. Sunt profesori acolo? Nu, au fost atunci. Acum era atunci, da. Acum sunt săl de clasă, peste tot. Ah, ok, ok. Deci era greu cu plecatul de la cursuri. Da. Mergem să aveți un unghi, să vedeți ferestrele. Pentru că toate ferestrele erau cam orientate est, la răsărit. Trebuie să coborâți un pic ca să puteți vedea. Bate și lumina aici și ne ia vizibilitatea. Uite aici un pic mai jos. Da, și dacă... Aici așa mai din lateral. Da. Da? Vedeți? Aici este partea superioară cu locuințele profesorilor, sală de clase. Da. Sală de clase. Da. Vedeți, vedeți un balcon așa acolo sus? Da, 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 pe la locuința profesorilor. Ca să vadă elevi. Și vedeți, odată cu restaurarea s-au mai lăsat martori și aici. Da. Să vedeți exact cum arăta clădirea înainte de restaurare. Da. Și în ziua de astăzi se folosește, iar clădirea este 1619. Inclusiv inscripția a fost rescrisă. Scola Seminarium Rei Publicae. Școala este pepiniera comunității. Au constatat că... dimensiunea populației și creșterea nu este suficientă și atunci au construit spațiul ăsta, dar fără etajul ăsta. Acum e destul de întuneric să vă arăt o fotografie veche ca să vă formați o idee cam cum arăta până la 1900. Da, geanta mea cu povești și cu legile lui Murphy, să vedem dacă găsim repede. Dar e ciudat că și dacă te uiți la final, tot la final e. La da. Cel la final. E, totdeauna, totdeauna. Da, da, da. Nu știu cum se nimerește. Cum am spus, totdeauna la urmă. Da. Vedeți, așa arăta școala până la anul 1900. Vedeți, foarte baroc. Da. Cu un balcon, cu parter și doar cu un etaj. Și a fost o întreagă discuție la momentul respectiv. Sunt chiar și planurile unui arhitect celebru local, Fritz Baltes, care a venit cu propunerea de a uni clădirile. Aha. Însă... Complicat, aș zice. Nu, să vedeți ce proiect a avut. Proiectul există încă. Comunitatea s-a opus. Știți de ce? Răspunsul a fost, dacă unești clădirile, nu vom mai vedea biserica. Vegetația care o vedeți dumneavoastră este doar 100 și de ani. Da. Toată epoca medievală n-ai avut niciun copac. De ce? Păi trebuia să vezi. Da.
inamicul da. Se putea ascunde după. Deci nu, nu existau copaci. Și atunci a apărut ideea asta, nu mai vedem. Și atunci s-a hotărât schimbarea întreg structural, pentru că s-a schimbat structural complet. Și vedeți din nou. Metaj. Da, a dispărut balconul, balconul fiind aici. Da. Și a apărut elemente din nou de neogotic. Da, vedeți că este o chestie din asta legată de neogotic. Însă să știți că sunt două amfiteatre foarte frumoase la etaj. Foarte spectaculoase, la momentul când au fost construite. Da, și avem aici, nu știu în ce măsură se mai poate vedea, avem un citat în latină, o să încerc să vi-l traduc așa direct în română. Fiilor patriei dedicați virtuții și înțelepciunii să le servească drept sacru sălaș. Păi trebuie să știți că aici se dădea bacalaureat din latină, examen oral și examen scris. Da. Elevii erau împărțiți așa, grecii și romanii. Erau două aliniamente de bănci. Aveau fiecare câte un lider. În pauză întrebau colegii. Cine nu știa să răspundă la trei întrebări, era mutat în spate. Cine știa să răspundă, era mutat în față. De ce? Dacă vine profesorul să-l întrebe pe cel din față, mai avea o șansă până a doua zi să înveți. Da. Precum am spus, se studia, de exemplu, exact triumvul. Triumvul era compus din trei materii de bază și era gramatică, filozofie, dar filozofia era numită dialectică, și retorică. Științele exacte erau grupate în matematică, geometrie, astronomie și ce credeți că era a patra știință asociată? Nu, muzică. O avem și pe fundal. Se studia latină, se studia greacă, se studia religie. Da? Deci, elevii, absolvenții erau super pregătiți din punctul ăsta de vedere. Cum v-am spus, cu o tradiție, cu niște elemente foarte interesante, care erau criteriile de accedere la cursurile școlii. Sistemul era un pic diferit organizat, aveai prima, secunda, terția, quatra, făcea parte din școala primară, după care începea școala latinească, așa se numea. Era liceu, dar era clasa a cincea, care de fapt era clasa a cincea astăzi, atunci clasa a întâia de liceu. Da. Și mergea până la clasa a opta de liceu. Da. Da? Criteriile erau trei. Să știi limba germană. Atenție, am o listă în care vă pot arăta români, maghiari, germani, evrei, care au studiat aici. Să ai capacitatea intelectuală să faci efortul pentru un liceu, care nu avea reguli foarte stricte, și să ai o monedă de argint. O monedă de argint? De da. Ce? Și de unde? Să știți că dacă nu o aveai, era împrumutat. Moneda de argint servia pentru constituirea unei biblioteci. Este ideea Aha. directorului, dacă nu mă înșel eu, Martin Kelp, 200 și de ani în urmă, care era ideea asta, dacă noi nu ne constituim o bibliotecă, cum putem să asigurăm nivelul de cunoștințe cerut elevilor noștri? Da. Și așa se constituie biblioteca școlii, care astăzi este transformată în bibliotecă documentară, ea există, tot fondul există. Este un pic separat de școală pentru valoarea lui, ca să nu aibă elevii. Comportamentul tânărului nu e diferit față de acum 300 de ani. Și în ideea de a prezerva are un statut aparte. Dar gândiți-vă la viziunea oamenilor respectivi. Și cum am spus, de la 1607 este organizat ca și liceu și funcționează fără întrerupere. Și astăzi este bilingv, adică se predă în limba română și în limba germană, chiar dacă majoritatea elevilor nu sunt din familii românești da. Sau maghiare, care doresc să vină să studieze aici. Da, alt element inedit este că liceul funcționează de la 1607, însă ce interesant este cea mai veche mențiune a unui model educațional în orașul nostru. 1522, în registrul de socotel al orașului, este trecut faptul că s-a plătit 4 monede de argint pentru o haină, breslei croitorilor. Haina a fost dăruită pentru merite deosebite în activitatea de dascăl unui bacalaureus. Nu știm numele.
Ah, ce păcat. Însă știm titlul academic. Bacaleur. Asociați-l așa. Știți că de 20 de ani și România a introdus sistemul Bologna. Sistemul Bologna este cel medieval. Bacalaureus însemna licență. Da. Magister însemna master, doctor însemna doctorat. Sunt cele trei nivele academice specifice epocii medievale. Da. Deci, domnul respectiv a avut merit deosebite pentru elevii orașului. Bacalaureus însemnând că a studiat 3 ani la Universitatea Europeană. Pentru bacalaureus se studia 3 ani. Și oricum se studia drept, se studia filozofie și se studia religie. De ce? Ca să poți să devii și preot, dacă era cazul. Da. Am tot legat de școală, actualul nume, Iosef Altrich. Nu vă spune mare lucru. Ați auzit de Iosef Altrich? Poate cineva din audiență o fi auzit. Iosef Altrich nu ni-l însușim ca și sighișorian, ni-l însușim ca și elev al acestei școli. Da. Ulterior, dând dovadă de o capacitate intelectuală deosebită, sprijinit de comunitatea locală să studieze la Leipzig, vă rog să aveți un pic grijă că coboară o mașină. Iar, într-una din vacanțele, ca și student, a avut privilegiu să se întâlnească, să se împrietenească cu Iacob Grimm, unul din frații Grimm. Aha. Absolvă studiile, revine în Transilvania și începe cariera pedagogică profesând profesor particular pentru familia Bethlehem la Cluj, după care reușește să preia un post aici, devine rector al școlii, inspirat de discuțiile și de corespondența cu frații Grimm, începe să culeagă povestiri din spațiul transilvan, pe care le publică ulterior sub titulatura de Basme Transilvane, Siebenbürgische Märchen. Le găsiți și traduse în limba română. Cu ajutorul lui Iacob Grimm. Da. Ca să vedeți un pic conexiunea și ideea de Europa unită. Absolut în toate secolele exista. De la calfele călătoare, de la educația la marile universități europene, da? Și la ideea de a reveni și a da ceva înapoi societății. Da. Dacă aveai capacitate să studiezi și nu aveai bani, te ajuta comunitatea. Responsabilitatea ta era foarte mare în sensul în care când începeai să câștigi, îi dădeai înapoi, fără dobândă. Pur și simplu îi dădeai înapoi. De ce? Să poată fi folosiți la următorul membru al comunității care avea capacitatea respectivă de a duce la bun sfârșit studiile respective. S-a mai întâmplat nici să nu se dea înapoi, dar rar. Da. În general. Și de asta poveștile școlii sunt multe și foarte interesante. Sunt o întreagă înșiruire de personalități germane. Adică să sești, dacă vreți, românești, Zaharia Boiu, cel care publică pentru prima dată abecedar în limba română în Transilvania, a studiat aici. Membrii ai nobilimii maghiare, parte din familia Bethlehem, a studiat aici. Bethlehem Ramura de la Criș. Cum v-am spus, nu conta cine, ce și cum, conta să îndeplinești criteriile alea. Păi, ești capabil, faci, da? Da. Iubești limba germană, dai o mână de argint și hai mai departe. Da. Și, precum vedeți, încă funcționează în condițiile și în caracteristicile respective, cu treptele pe care le-ați experimentat, da. Da, cele aproape 200 de trepte, care acoperite, puteți, da, pentru a nu avea nicio scuză. Da? Da. Băi, protejăm. Și asta arată un pic importanța educației. Da. Nu contează vremea de afară. Știți cum e proverbul ăla. Nu vremea e, omul e nepregătit pentru... Însă, tot așa, unul dintre primarii marcanți a făcut un efort deosebit, este o întreagă poveste cum a strâns banii și a acoperit. Și de atunci scările au... Pentru că scopul era clar numai pentru școală. Da. Ele sunt acoperite deja în perioada când biserica nu mai era așa folosită. Că deja se folosea biserica, mă Da, și... da, da. Deci clar pentru școală s-a făcut. Școala a reprezentat totdeauna un element foarte important în modelul comunitar. Chiar și ca o paranteză, trebuie să știți că câteva generații până zona Banatului a reușit să se constituie suficient, își trimiteau șvabii, chiar dacă erau confesional catolici, și au trimis copiii aici să învețe deja existând experiența. Și gândiți-vă că de la, să spunem, în jurul anului 1600, avem 5 licee. Brașov, Sighișoara, Sibiu, Media și Bistrița. Da.
care au funcționat ca și liceu, ca și formă de organizare, încercând să țină sus steagul în privința educației. Asta fiind parte din... Asta e legată un pic, discuția un pic mai lungă și de etica protestantă, ce înseamnă educație, ce înseamnă partea de responsabilizare în sensul ăsta. Și până în ziua de astăzi funcționează, bineînțeles că toată lumea, nu zice nimeni Haltrich, toată lumea zice școala din Deal. Da. Și în limba germană spune Bergschule, Bergkirche. Deci școala din Deal, biserica din Deal. Da. Așa e mult mai simplu. Biserica este Sfântul Nicolae în perioada catolică, are o frescă interesantă reprezentată în cheie trinitară a lui Nicolae. Dar dacă nu o vedem, deja o poveste despre ea, că nu e... Da. Bun, coborâm? Coborâm. Pe trepte sau ocolim? Pe trepte. Pe trepte? Bun, sper să se fie aprins lumina. Ia să vedem. Hai să tragem un cadru cu treptele, că toți suntem aici și să aprinzi lumina, că o văd aprinsă, da? Am zis să nu terminăm până nu vedem o construcție emblematică. Nu prea se vede, e cam întuneric, dar e aici, e cea înaltă, are cu niște podul din lemn. Sau, mă rog, și cu acoperișul din cu lemn. Acoperișul din lemn. Și vedeți caracteristica care v-am povestit-o și anterior, faptul că acoperișul trece distanță foarte mare peste structura de zid. Da. Vedeți că până în ziua de astăzi nu are burlane de scurgere. Da. Iată. Cel puțin două laturi. Este o structură din piatră care, din nou, vedeți la nivelul zidului care îl avem în fața noastră, barele trec dintr-o parte în cealaltă. Și la fel, dacă reușiți să mergeți un pic la nivelul ferestrelor, să vedeți cât de mult este structura ferestrei, cât lemn și cât de mici sunt ochiurile de sticlă. Este astăzi un centru, se numește, un centru multicultural, un centru pentru tineret. Cei care administrează acest centru se ocupă și de festivalul de minorități. Există o tradiție la Sighișoara de a se organiza în luna august festivalul minorităților recunoscute oficial la nivelul României și sub îndrumarea domnului Forkel. Domnul Forkel este un cetățean german care s-a naturalizat la Sighișoara, da? Și se ocupă de aproape 20 de ani de... Și este singura clădire care este întru totul pe model medieval. Cum v-am spus, ulterior, după incendiu, a fost foarte greu să se păstreze o asemenea structură pentru că prezintă un anumit grad de risc. Da. Gândiți-vă tot structura de lemn a acoperișului, cam ce expusă este. În general, șindrila are cam 30 de ani durată de viață, odată la 30 de ani trebuie schimbată. Da. Dar este interesant pentru că se păstrează întru totul. Deci avem elemente, chiar dacă așa insular sau singular, care sunt chiar medievale 100% din punctul ăsta de vedere. Spațiul unde suntem acum, o să rămâneți surprins să aflați că este albia unei văi. Până okay. La 1864, pe aici curge apa. Da. Și chiar dacă planul înclinat vă dă senzația că curgea încolo, este exact invers. Curgea de acolo încoace. Da. Este motivul pentru care nu s-a construit exact, pentru că aici era chiar albia respectivă și răspunsul la întrebarea dumneavoastră despre minunile care se întâmplă la nivel de zid. Pentru că vedem cum iese apa din zid. Cum iese apa din zid. Da. Este datorită faptului că până la 1864 ați avut o albie care își păstrează până astăzi umezeala, pentru că natura se duce în albie înapoi. Chiar dacă valea este mutată, deci în 1864 datorită deselor inundații, valea respectivă se numea Valea Șaieșului și se vărsa în râu la nivelul hotelului care l-ați văzut construit după 1990. Era o mică deltă. Însă orășenii au considerat că este o mare problemă inundațiile și au mutat cu totul albia. Da. Mutarea, da, a rezolvat problema inundațiilor, dar problema umezelii nu. Da. Este caracteristică. Asta este un punct interesant pentru că păstrează și alurea unei ulițe medievale. Și undeva aici, ca să încheiem așa într-o notă ludică, cum am încercat să pun în valoare faptul că sighișorenii sunt glumeți și le place viața, bineînțeles cu pălincă, avem în această zonă niște povești legate de o cârciumă care se numea Patria și era cârciuma specifică meșteșugarilor.
în special calfele călătoare, trăgeau aici și meșteșugarii locali, mai ales măcelarii. Care erau destul de aproape. Care erau după colț. Exact. Și avem o poveste cu un măcelar, avem chiar și numele lui, se numea Sporer, foarte bun meseriaș, foarte bun măcelar, însă îi plăcea și viața și își petrecea foarte mult timp în cadrul acestei cârciumi, care era, pe lângă că el era un bon viveur, vorbim și de ideea de a fi în mediul ăla social de acolo. Soția exasperată se hotărăște să-i dea o lecție. Și sâmbăta seara, când petrecerea în cadrul respectivei cârciumi era întoi, brusc, inopinat, se deschide ușa, soția însoțită de două slujnice aruncă în mijlocul încăperii o saltea de paie, o plapumă și două perne. Ok, două? Două, da. Hey. Venind și cu remarca, poți să-ți petreci seara chiar și aici. Se întoarce și pleacă. Bineînțeles că următoarele săptămâni, domnul Sporer era subiect de mișto la cârciumă, da, rărindu-și vizitele, pentru că absolut toți clienții și cunoscuții îl luau peste picior în sensul, băi, cum stai cu relațiile matrimoniale cu soția, cum te mai înțelegi că, practic, l-a forțat să-și petreacă noaptea în cadrul cârciumii. Undeva până la existența modelului de breaslă și la existența călătoriilor de calfe, cârciuma este menționată. Patria, asta este denumirea. Da. În special, 90% din clientelă formată din meșteșugari. Adică din toate treptele, și din ucenici, și din calfe, și din calfe călătoare, și din meșteri. Am o dilemă așa cu privire la locația exactă, este una dintre clădirile asociate acestei străduțe. Însă în istoriografia locală este menționată de multe ori, cu povești de genul ăsta suculente. Da, și este o zonă care a supraviețuit relativ bine, în ciuda condițiilor clădirilor respective, care normal că trebuie folosite anumite materiale ca să rezolve problema umidității și aducerii un pic la zi din punctul ăsta de vedere. Dar știți cum e, ca ardelenii. Încet, foarte încet. Okay. Precum Melco. Să zicem și sigur. Da. Okay. Încet și sigur precum Melco. Păi, acestea fiind spuse, noi încheiem materialul aici. A fost o zi lungă. Vă mulțumim pentru plimbare. Mulțumim și Nine, care e acolo în spate. Da, cred că efortul a fost mai mare din punctul ăsta de vedere. A fost un efort fizic și îi mulțumim tare mult. Vă mulțumim. O să vă salut în limba latină. Ego, servus, tus, sum. Adică, ca să înțeleagă toată lumea, eu sunt slujitorul dumneavoastră. Este salutul folosit în Imperiul Roman între doi cetățeni că se întâlneau. Și probabil că m-ați auzit că folosim prescurtarea servus. În Transilvania este foarte comun să ne salutăm cu servus. Dintr-un motiv foarte simplu, doi ardeleni, așa suntem noi încet ca Melcu, să folosească întreg salutul, trece ziua. Toate cele bune. Toate cele bune.